Grazie alla giunta che abbiamo avuto in tutti questi 5 anni, sapete quanti progetti siamo riusciti a realizzare, quanti laboratori per i nostri figli siamo riusciti a realizzare e ci tengo tanto a dire ancora una volta grazie sindaco, saremo accanto a voi sempre. Adesso vorrei lasciare la parola al console generale della Repubblica di Moldova, Sergiu Goncerecco. Primar general de Torino, Casino, stimați reprezentanți ai autorităților, stimați cetățeni ai României și Republicii Moldova, suntem aici pentru organizarea mai multor și sărbătorirea mai multor evenimente. Cari amici, onorevole Fassino, sindaco di Torino, onorevole rappresentanza della giunta della città di Torino, innanzitutto ci tenevo a salutare tutti quanti e dare un benvenuto a tutti quanti a questa bellissima festa e di incominciare a elencare ancora di più gli eventi che sono stati fatti e che saranno ancora fatti in futuro. În primul rând vreau să felicit autoritățile italiene și toți cetățenii italieni cu ziua Republicii, a 70-a aniversare de la proclamare Republicii Italiene. Ci tengo innanzitutto a portare i migliori auguri da parte del Consolato della Repubblica Moldova al sindaco di Torino e anche a tutte le autorità, a tutte le persone italiane per la festa dell'Italia e per il 70° anno dell'Unità d'Italia. Ne doresc tuturor noi cetățenilor italieni să aibă doar clipe frumoase și să prospere în continuare. Auguro a tutti i cittadini italiani, tutti quanti, di avere soltanto i momenti belli come questo di oggi, di avere tanta salute e tanta tanta prosperità in futuro. Tot astăzi, este sărbătorită Ziua Internațională a Copilului, o sărbătoare care este sărbătorită în toate țările civilizate din întreaga lume. La festa della Repubblica Italiana quasi coincide con la festa internazionale del bambino, che è la festa che viene festeggiata in tutti i paesi del mondo. Sărbătoarea internațională a copilului are o istorie de mai mulți ani. Prima dată a fost sărbătorită pe data de 23 aprilie 1920 la nivel național în Turcia. Per la prima volta la festa internazionale del bambino fu festeggiata il 23 aprile 1920 in Turchia, ma da quel momento lì la festa del bambino prosegue avanti con la sua storia interessante. Dopo 5 anni di zile, pe data din 1 iunie 1925, la nivelul unei conferințe internaționale care a avut loc la Geneva, deci a avut loc prima dezbatere referitor la soarta copiilor. Dopo 5 anni, nel 1925, c'è stata la conferenza internazionale dove è stato rilanciato di nuovo dibattito sulla festa internazionale del bambino e questa festa internazionale del bambino è stata veramente accettata. In novembre 1949, in cadro unui congres internazionale al femeilor democrate, deci a fost înaintată propunerea ca ziua din 1 iunie să fie considerată ziua internațională a copiilor. Invece dal novembre del 1949 a un congresso internazionale delle donne è stata proprio presa la decisione di annunciare e di festeggiare la festa del bambino in tutti i paesi del mondo il 1° giugno. Anume din acel an, din 1949, deci ziua din 1 iunie este considerată ziua internațională a copilului. În legătură cu aceasta au fost aprobate la nivel internațional mai multe documente. Și documentul de bază este Convenția Internațională cu privire la drepturile copilului, care au fost ratificate și puse în aplicare practic de toate țările lumii.
E da quel momento lì la festa internazionale del bambino è stata discussa a altissimi livelli a livello internazionale. Il 1° giugno, da quel giorno lì, è stato consacrato, riconosciuto come la festa internazionale del bambino, e tutti i diritti dei bambini proseguono e sono stati difesi a livello internazionale da oggi e fino alla giornata, da allora e fino alla giornata di oggi. Din acest an, în Republica Moldova, deci ziua din 1 iunie este considerată ca sărbătoare și zi liberă pentru toți cetățenii Republicii Moldova. În această zi, părinții și copiii sunt împreună și deci au posibilitatea să revină virtual în cea mai frumoasă perioadă a vieții sale, copilăriei.